A fost programat pe data de 6 să vină în România și împreună cu soția sa, Anela, și pe avion a fost... De unde veneau? De la Paris. Am fost anunțat de fată că aveam acasă și ulterior am aflat că au fost probleme mari în avion, în sensul că nu au fost respectate protocoale de cu acordarea primului ajutor, nu a fost resuscitat în prima fază, nu l-a întins pe jos decât ulterior, la câteva zeci de minute sau minute, ignora fiind la cum ne-am mai explicat-o, cum s-a întâmplat tot. Da, deci i s-a făcut rău, i s-a primit și ceva palme teoretic, ca Olișina pe scaun, suturnat apă pe scaun, câteva minute bune, poate și zeci. Și eu nu am fost anunțat de oameni stewardesele, nu a fost paramedic la fața locului, nu a fost... Aici s-au pierdut câteva minute bune, nu știm exact cât, dar nu a fost acordat primul ajutor în prima fază. Și aici s-au pierdut din resuscitarea care trebuia să-i se facă. Noi considerăm că e o mare defavoare făcută în aucă, că nu putea fi salvat în timp și plus ulterior la Nora e dată apă. Da, Nora este însărcinată, e dată apă, suc, zahăr și nu știu ce. I s-a făcut lui după aia resuscitare întins pe jos. Dar la decolare forțată a fost lăsat iar liber, fără masaj, fără nimic. Deci, unde a aterizat? S-a deviat traseul. Unde a aterizat avionul? Avionul a aterizat forțat în Frankfurt. De urgență în Frankfurt. De urgență, da. Pentru că toată faza a fost în aer. Toată procedura asta a durat plus o jumătate de oră, mai mult ca o jumătate de oră. Pentru că au mai fost și reporterii de la antenă acolo care ne-au mai dat câteva informații și cu asta am avut un pic de... Când a fost preluat de ambulanța de pe aeroport, acolo au fost normele, au fost îndeplinite sau protocolul? Nu știm precis, dar informativ, da, au fost preluat și pe Nora nu au lăsat deloc să se apropie și nici să, numai ultima dată când i-a spus că n-are ce, nu poate să rămână la fața locului pentru că e șansa pierdută și... Să meargă acasă la familie, durează procedura iar vreo 4-5 zile, ceva de genul și nu. Trimis-o, fără să-i se acorde și ei un prim ajutor, deoarece era însărcinată și starea emotivă și toate. S-a făcut ușor. Am înțeles că s-a dat un par de apă cu zahăr doar. Probabil, da, ceva, da, eu dată, au zis că apă cu zahăr și da, cam atât. Și am cam atât, da, nici nu. Acum dumneavoastră vă întorceți împotriva companiei aeriene, am înțeles. Da, deci în principal vrem un fel de ajutor juridic din partea și chiar și antena sau cine ne mai poate ajuta ca să dăm firma de aviație în judecată, Ryanair, am înțeles. Și cam atât. Să ne se facă dreptate și să iei, dacă pentru un os copil nu s-a putut face nimic, măcar să-l face pentru alții. Să nu supere că nu... Să mergi pe un avion și să n-ai un paramedic sau un asistent medical și nici... Nu știu cum le zic, ales trept... Echipamente medicale? Nu. Deci personalul de pe avion să aibă un pic de cunoștință de stare medicală, de... Cum să mă exprim ca să... Da, pentru... nu să fie ajutat de pasageri. Nu să fie ajutat de pasageri și deci, ei nici nu să... Da, mare parte au fost pasagerii. De nu erau pasagerii, eu pus... Când vezi că în care stare îi, să-l pui să stea pe scaun în fund, în loc să-l întindă pe jos, să-i facă un masaj sau îi facă... Nici nu știu cum... Că nu știu nici eu ce să fac. Dar apoi ei au lăsat în starea asta. Cred că de a avea o mână de ajutor... capabil să știe ce să facă, era în viață. Și de era cu traume sau cu ceva, dar măcar știam că e în familie și cu noi. Dar nu să-l lăsă și să-i spună și la noră, stai acolo,
nu lăsa nici măcar să se apropie de el, să-l frece, să-l este dacă... Și eu spus și când au aterizat, atunci au vrut să meargă la el, au zis că stai pe scaun, nu și te leagă, că e aterizare forțată și... De urgență. De urgență. Păi atunci el, singur pe ăsta, n-a putut să zboare în aer, să sări, dacă a fost de urgență, el n-a trebuit să aibă un... ceva, să lege, să nu sară, să îl sprijine, să ceva. Și el trebuie să aibă, nu numai pasagerii, doar tot pasagerul a fost și el, ca ceilalți. Nu concep treburile astea. Nu au, pur și simplu nu au bai de oameni. Să aibă clienți, să aibă tot ce le trebuie, dar pentru pasageri să aibă un sprijin medical, ceva, nu. Nu să... Nu. Nu știu, nu am cuvinte, nu mă pot să mai exprim în stare în care îs singurul copil care l-am avut să-l pierd. Nu știu cum s-a simțit ei să-și piardă prin singurul prunc copil. A fost o fire veselă, harnică, a avut toate calitățile, un om bun, sufletist, ajutor, un om de milioane. De cât timp era plecat în Franța? E plecat de ani de zile. De 10 ani e plecat, așa-i? 10-15. Pe când s-a realizat și el cu toate... tot ce a avut, cum se realizează orice tânăr, că aici la noi tu te poți realiza. Aici și dacă vrei să se realizeze, mai te încurcă. Nu să-i mai dai o mână de ajutor la un tânăr. Nu știu numai ei pentru ei, dar pentru oameni și publicul nu au ajutor. Numai să beneficiază. Numele dumneavoastră? Maria Popescu. Maria.